dragile mele! Am ales să începem rândul nostru de videotutoriale despre trandafiri cu tehnica acuarele. Mi se pare cea mai finuță tehnică pentru orice tip de flori, neajunsul fiind doar că trebuie să fie realizate doar pe fundal alb, adică așa se văd mai bine culorile, și poate nu este mereu cazul. O unghiuță albă însă este potrivită la orice ocazie, combinată cu orice culoare. Vom lucra cu pensula cu fir natural. Pensula nu trebuie să fie extrem de finuță, de subțire, fiindcă avem nevoie să păstreze picătura de apă cu care practic diluăm culorile. Însă vârful trebuie să fie suficient de ascuțit și finuț. Culorile pe bază de apă au termen de valabilitate foarte mare. Eu le am de 15 ani și sunt încă bune. Sunt foarte pigmentate, cele rusești. Este suficient doar să muiem un pic pensula în culoare cu ajutorul apei pentru a obține o nuanță intensă. Pregătim o paletă pe care așezăm mai multe culori. Se pot combina între ele. Dacă ați pus prea multă apă și sunt prea transparente, când aveți nevoie de linii mai pronunțate, înmuiați ușor vârful direct în culoarea din cutiuța originală. Pentru linii fine, aveți nevoie de mai multă nuanță, de mai multă culoare. Pensula trebuie să fie mai ștearsă de apă. Pentru floricele, în special când le diluăm, atunci avem nevoie pensula să fie curată și cu un pic de apă în ea. Singura problemă la această tehnică este controlul ideal al picăturii de apă în pensulă. Prin mai multe încercări, sigur veți reuși. Important este să înțelegeți tehnica, să înțelegeți ce trebuie să faceți. Se pictează pe suprafață mată. O puteți mătui, adică puteți mătui culoarea albă cu baful, sau puteți aplica top mat fără strat de dispersie, ceea ce voi face eu. Dacă vreți culorile în pictură să se amestece între ele, trebuie să lucrați pe ud, adică după ce ați întins prima picătură, puteți interveni cu o altă culoare direct peste picătura udă și atunci culorile se vor amesteca. Dacă vreți însă să fie o altă petală sau un alt element separat, trebuie să așteptați neapărat suprafața să se usuce bine. Dacă urmați aceste două reguli, veți reuși sigur. Începem cu un trandafir deschis pe care îl vedem de sus și pictăm întâi bobocul, centrul trandafirului, mai bine zis. Aplicăm pe pensulă culoare pe care am diluat-o, am pregătit-o, însă este destul de intensă și atenție, mereu când spălăm pensula, riscăm să avem pe ea picături de apă, ce dacă se preling în cel mai nepotrivit moment, riscă să ne deranjeze la pictură. Așa că trebuie să fiți atente, mereu să curățați pensula, să o ștergeți de șervețel, inclusiv baza ei. Facem o virguliță cu o culoare destul de intensă, după care spălăm pensulița, o ștergem de șervețel, însă nu foarte insistent, totuși trebuie să rămână un pic de apă, și luând doar din marginea culorii, dispersăm spre exterior. Nu intrăm în toată suprafața liniei pe care am pictat-o, luăm doar dintr-o margine, cu pensula, cu baza pensulei îndreptată spre exterior, cu vârful pensulei situată în culoare, tapotând pe suprafață și lăsând apa, vom dispersa această linie spre exterior. După ce se usucă un pic, este important totuși să nu se amestece culorile, să fie uscat. Trasăm cea de-a doua linie îmbrățișând-o pe prima, îmbrățișând prima virguliță pe care am făcut-o. Practic, noi vom picta trandafirul clasic format din linii, însă toate aceste linii le vom dispersa ușor, formând degradeuri. Este important capetele
acestor linii să fie apropiate spre interior, să îmbrățișeze ceea ce am pictat înainte, să nu le direcționați spre exterior. Dacă vi se par liniile prea puțin intense, le puteți repeta ușor, adăugând culoare, după care nu uitați de fiecare dată să așteptați să se usuce stratul precedent una la mână și să spălați bine pensulița înainte de a dispersa culoarea. Tot așa, de jur împrejur, poziționați aceste linii la o ușoară distanță între ele și dispersați culoarea treptat, făcând-o aproape transparentă spre exterior. Aici este important să controlați cantitatea apei pe pensulă, pentru că dacă aveți prea multă apă, se va atrage prea multă culoare din linie și veți uniformiza, nu o să vă iasă trecerea treptată, de la intens la mai puțin intens. Și dacă pensula este prea ștearsă, are prea puțină apă, nu se va dispersa deloc, adică nu veți reuși să faceți degradeul. Să nu aglomerați cu culoare intensă prea mult modelul. Să avem locuri și mai deschise, să se poată citi clar floricica. Mai bine adăugați mai târziu, decât să aglomerați din start cu prea multă culoare. Această mișcare o facem mereu. Am plasat dungulița, spălăm bine pensula, lăsăm foarte puțină apă pe ea și ușor dispersăm modelul. Mișcându-ne așa de jur împrejur, vom forma cantitatea petalelor de care avem nevoie. În această tehnică puteți face la nesfârșit să umpleți și tot tipsul cu petalele trandafirului, dă foarte bine. Însă să știți că la sigilare avem nevoie de un top foarte bun, de dorit top cauciucat, top rubber, dacă în special umplem tot tipsul cu acuarele. Sunt culori de apă ce resping ușor produsul pe care îl aplicăm peste, așa că pentru siguranță, dacă aveți mai mult de 50% din suprafață umplută cu acuarele, este bine să folosim o bază pentru a sigila și apoi top. Noi lucrăm cu top cauciucat, care este de o calitate foarte bună și este de o consistență medie și aplicat într-un strat mediu, nici prea subțire, nici prea gros, face să reziste lucrarea până la întreținere. După ce terminăm cu petalele trandafirului, vom trece la frunze. Vom folosi o culoare verde. De obicei lucrăm în două nuanțe de verde. Pentru umbră folosim un verde mai închis. Acesta este un verde neutru. Și punem câteva picături pe suprafață, unde vor fi poziționate frunzele. Spălăm pensulița și întindem la fel frunzele, formând petala ascuțită. După ce am format petala pe ud, fără să așteptăm să se usuce picătura, putem adăuga un verde mai închis la baza frunzei,
pentru a combina aceste două nuanțe și a obține un efect, un degrade ușor de la închis la deschis. Dacă vrem să pictăm dungi și nervuri, trebuie să așteptăm să se usuce suprafața și cu verde mai închis putem să conturăm frunzele. Unde s-a uscat deja, vom folosi apă curată pentru a dilua ușor și a nivela culoarea. Vom face și dungi subțiri, vom face și crenguțe pe lângă acest trandafir. Pentru ele vom avea nevoie de o culoare mai intensă și de dorit o pensuliță mai subțire. Ce este cealaltă pensulă, numărul 7, de 7 mm. Tot cu fir natural, însă eu voi folosi și pensula liner, care o păstrez special pentru linii foarte subțiri, în tehnica acuarele. Chiar dacă are fir artificial, însă pentru linii foarte extrem de subțiri este potrivită. La linii subțiri, după cum spuneam, avem nevoie de culoare mai intensă, adică nu o diluăm mult cu apă, și putem lua direct din cutiuța originală. Ne mai jucăm un pic cu contururi, cu crenguțe și trecem la următorul model. Pe acest tip vom picta un bobocel, un boboc mai mare. Mereu am probleme cu apa de pe pensulă, care riscă să-mi picure și să-mi strice lucrarea. Pornim de la baza bobocelului, curățăm pensula și formăm bobocul. Ușor în degrade, în partea de sus mai deschis, la bază mai închis. Are forma oului și în vârf vom avea o porțiune mai închisă, în centru, pe care putem să o accentuăm chiar acum pe ud, fără să o dispersăm însă, și mereu accentuăm cu mai multă culoare la bază. Are forma unei lalea, practic, așa cum pictăm noi de obicei lalelele. O petală închisă, poziționată peste celelalte. Și până se usucă această picătură, această bază, vom merge în jos pentru a-i forma codița. Vom mai picta câteva petale peste acest bobocel, care sunt ușor întredeschise și avem nevoie de o suprafață uscată, pentru ca să nu se încurce, să nu se amestece culorile. Între timp pictăm codița și două pe lateral, care susțin frunzele, și vom face câteva frunzițe. Cu aceeași metodă, prin a poziționa niște puncte la bază, pe care le dispersăm spre exterior ușor. Nu uităm să controlăm cantitatea apei în pensulă. Și nu uităm să spălăm mereu pensula când dispersăm culoarea, când facem degradeul.
Revenim la boboc, accentuăm un pic umbra și după care, pe lateral, într-o parte și în cealaltă, vom adăuga două petale ușor întredeschise. Păstrăm vârful petalelor în culoare deschisă pe care o avem și, practic, pictăm umbra. Vom accentua umbra sub aceste petale întredeschise, pe care vom dispersa cu apă. Pe lângă bobocel vom picta câteva frunzițe ce îmbrățișează bobocul. Începem mișcarea de la bază, apăsăm ușor pe pensulă pentru a picta o petală mai largă și ridicăm pensula pentru a scoate fericelele vârfurile practic a petalelor, a frunzelor. Situăm două petale în sus, ce îmbrățișează bobocul, și două în jos, mai mici. Și pe crenguță putem sugera câteva ace, la fel cu verde, foarte ușor, abia ne atingem cu vârful de suprafață. Înainte de a picta frunzele ce îmbrățișează bobocul, am lăsat să se usuce acesta și chiar dacă aveți suprafața ușor umedă, se va uni un pic culoarea verde cu bordo, ce dă foarte bine, fiindcă este foarte frumos când în culoarea frunzelor este prezentă și culoarea floricelelor, foarte ușor, doar o nuanță. Accentuez puțin partea de sus, am mai adăugat câteva petale undeva în fundal, puteți să nu o faceți. Spăl pensulița și nivelez, practic, culoarea, să nu avem treceri foarte evidente și foarte tari.
și trecem la următoarea lucrare. Aici vom avea un bobocel foarte mic, elegant, ușor, ce este potrivit pentru unghiuțe mici. Se pictează cel mai simplu din toate pe care le-am făcut până acum, din toate modelele. Punem un punct pe care îl dispersăm spre vârf, îi dăm un vârf ascuțit. Baza rămâne ca de obicei ca o bază de ou. Facem o crenguță fină, două frunzițe. Nu trebuie să avem linii drepte, toate ușor curbate. Pictăm frunzele cu aceeași tehnică, am pus două puncte, curățăm pensula și formăm forma, formăm frunzele practic pe ascuțit, le dăm formă. Dacă ați făcut crenguța prea groasă, nu este o problemă, luați un pic de apă curată, cu pensulița curată și diluați toată crenguța sau o parte a ei, sugerând umbra undeva în fundal și după ce se usucă, puteți trasa încă o dată linia mai subțire. Acest model trebuie să fie descărcat, ușor, finuț, numai cu linii subțiri, mai mult minimalist. În continuare pictăm baza bobocelului și de la această bază facem, trasăm frunzițele ce îmbrățișează bobocul. După ce le-am pictat pe cele laterale și ușor una sau două direcționate în jos, putem face încă o frunziță ce este poziționată exact peste ce vine peste bobocel. Nu uităm să pictăm din partea interioară, de sub bobocel spre exterior, ajungând la firicele subțiri. Putem trasa și fire de iarbă adăugătoare, ce nu au legătură cu floricica, tot la fel subțiri. Bobocelul nu uităm să-l accentuăm un pic în vârf, sugerând găurica din vârf a petalelor, interiorul, cum ar veni bobocului. Ornamentăm cu crenguțe și iarbă. Important este să nu exagerăm, să fie totul foarte subțire, finuț.
Pentru a mări efectul de acuarelă și a-i da un aspect foarte interesant vintage lucrării, vom folosi o pensulă mai mare pe care o înmuiem bine în culoare. Culoarea trebuie să fie apoasă, dar totuși intensă, și cu degetul, de dorit îmbrăcat în mănușă, vom face niște picături. Folosim culoare verde închis. Se poate face și cu negru. Acum are aspect finalizat, însă așteptăm bine să se usuce toate picăturile și acoperim cu top lucios. Veți vedea că topul îi dă mai multă viață la acest gen de pictură, ca și la orice gen de pictură de altfel. Aștept să încercați și voi să realizați măcar una dintre aceste trei lucrări. Clientele sigur vă vor fi încântate. Perioada de primăvară-vară este ideală pentru pictura cu acuarele. Multă baftă și mulțumesc!